Bună seara, bun găsit tuturor. La această oră, în Plaza la Concord, în fața adunării naționale, sunt peste 6.000 de manifestanți. Inițial se adunaseră doar liderii sindicatelor din Franța, dar ulterior, după ce Elisabeth Borne a făcut uz de acest articol, un instrument constituțional, articolul 49.3, care trecerea fără vot a unei legi, au început să se adune francezii la Paris, în Plaza la Concord. Alte manifestații sont în acest moment la Marsilia, Rouen, Lille și Nantes și nu este exclus ca și în alte orașe să vină manifestanții. Toți francezii sunt nemulțumiți și spun că nu era drept ca această lege să treacă și mai ales prin acest artificiu, să-i spunem, constituțional. Ce urmează? Ei bine, formațiunile politice din Adunarea Națională, cele din opoziție, și aici mă refer la NUPES, o alianță politică ce reunește stânga extremă, ecologiștii, socialiștii și comuniștii, Reuniunea Națională cu Marine Le Pen în frunte, dar și alte formațiuni politice sunt dispuse să depună moțiuni de cenzură. Ele vor începe să fie analizate, cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare. Cu puțin timp în urmă, înainte de a intra noi în emisie, am aflat că și mâine pe căile ferate se va circula haotic, sunt trenuri anulate, iar Societatea Națională a Căilor Ferate din Franța vrea să prelungească acest proces de grevă, acest protest, iar metroul parizian va circula mâine poate cu ușor ameliorat față de ziua de astăzi, dar vor fi din nou probleme, cel puțin pe trenurile expres regionale. Așadar, greva continuă în Franța, protestul continuă, se așteaptă moțiunile de cenzură și trebuie să spunem spre final că Elisabeth Borne, cea care conduce guvernul în acest moment, este într-o situație destul de fragilă și fără prea multă susținere politică.